După ce băieții au fost trimiși în casa lor, s-au agitat un pic spiritele. Am văzut că au început acolo niște discuții foarte aprinse. Bineînțeles că unii dintre ei, dacă nu chiar toți, nu erau deloc încântați de faptul că s-a închis practic pentru ei petrecerea și a rămas grecul cu fetele singur în casa fetelor. Cu siguranță au simțit-o ca pe o răzbunare pentru ceea ce făcuseră ei cu Giulia cu două seri înainte, așa că cumva se așteptau la acest lucru, evident. Au vorbit ei cât au vorbit, după care a reînceput muzica și s-au gândit și ei să continue petrecerea de unii singuri, dacă așa este situația, așa că s-au urcat pe scaune și au început să danseze și să se agite, să facă atmosferă, să se audă la fete că se distrează și ei, evident. Dansau ei și se distrau, dar evident nu era chiar așa de bine ca și cum ar fi fost cu fetele, dar vreau să pară că ei sunt neafectați de situație și că totul e în regulă. Știau că imaginele ele vor fi arătate fetelor, așa că de ce să pară ei că sunt triști și supărați pentru cele întâmplate? Mai bine să se distreze și să arate că sunt indiferenți. În mintea lor cam asta s-a întâmplat. Se gândeau că acum fetele își vor lua revanșa pentru ce au făcut ei cu Giulia, cum s-au distrat în acea seară și ele au stat doar și s-au uitat. Acum ei se gândeau să nu stea degeaba să se uite doar să își imagineze ce fac fetele dincolo, ci să se distreze și ei deodată cu ele.